Tova, secretar 1 în cazul la moța de Federație de Sanitate. Bună seara! Eu nu vreau să vă rețin foarte mult și de aceea am pregătit un mic speech pentru această ocazie. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor care au sprijinit ideea organizării acestei expoziții și pe domnul director Berlander Ternoveanu, chiar pe dânsul vreau să mulțumesc. Și vreau să aduc aici un pic de o personalitate fiecare care a adus un aport în organizarea acestei expoziții. Vă povestesc așa, în mari paranteze poate. Când a venit această idee, de ce nu organizăm noi expoziția respectivă dedicată vizitei, 100 de ani de la vizita la Constanța Împăratului României, eu am făcut o mică listă a arhivelor rusești, care, după părerea mea, aș putea avea ceva imagini. Spre norocul meu, am sunat la prima doamna Oxana Morozan, care este chiar prezentă aici. Și dacă domnul director a spus că eu sunt o nașă această expoziție, mi se pare că trebuie aici să facem, să spunem că suntem două nașe aceste expoziții, pentru că sub îndrumarea Oxanei Morozan am făcut niște adrese la celelalte arhive rusești și prin aceste demersuri, uitați-vă, avem 93 de poze care au fost aduse din 3 arhive din Federația Rusă. Al doilea lucru care vreau să subliniez, după părerea mea, aici în fața dumneavoastră este o perioadă dintre 1898-1916, o perioadă care, după părerea mea, nu este bine studiată de niciun Ministerul de Externe, nici Ministerul de Externe Rus, nici Ministerul de Externe Român. De ce? Pentru că catalogul expoziției pe care toată lumea sper că a primit la intrare conține jumătatea conținutului acestui catalog reprezintă articole în limba rusă, limba română și în limba engleză. Și acest catalog poate fi considerat ca un fel de manual a istoricului relațiilor ruso-române pe perioada menționată de mine. Încă o dată, aș dori să apreciez că aici, domnul director, v-a păstrat o mică surpriză pentru cei care a venit la vernisaj în momentul de față și mă bucur că ați venit, vă mulțumesc foarte mult și poftiți la expoziția noastră, vă mulțumesc!